și anul acesta la Roman se va marca Ora Pământului în ziua de 25 martie, începând cu ora 20:15, sub deviza Dăruiește naturii energia ta. La această manifestare participă 7.000 de localități din 160 de țări. Edilii romașcani vor avea și acțiuni proprii, respectiv un tur ciclistic la care va participa însuși primarul municipiului Lucian Micu cu doi dintre membrii familiei sale. O altă activitate programată pentru această săptămână se referă la Ora Pământului. Municipiul Roman s-a alăturat și în acest an acestui eveniment, Ora Pământului, care își va desfășura activitățile acestei ediții sub motoul Dăruiește naturii din energia ta. Romașcanii sunt invitați să stingă luminile pe 25 martie între ora locală 20:30, alături de alte 7.000 de localități din peste 160 de țări. Noi vom organiza diferite manifestații la nivelul municipiului Roman, astfel încât, începând cu ora 20:15, am propus organizarea unui tur ciclistic. Fac precizarea că la acest tur ciclistic voi participa și eu împreună cu familia, însă, din păcate, trebuie să anunț că unul din membrii familiei mele nu va putea lua parte la acest eveniment, întrucât legislația prevede ca la acest eveniment să participe persoanele începând cu vârsta de 14 ani, drept pentru care vom fi prezenți numai 3 din 4. Este obligatoriu ca bicicletele să fie dotate cu echipamente pentru circulație pe timp de noapte, iar cei care le conduc trebuie să aibă vestă reflectorizantă. Traseul turului ciclistic a fost anunțat de către primarul municipiului. Vă spuneam de traseul pe care se va desfășura acest circuit ciclistic, piața Roman Vodă, de lângă primărie. Vom porni către, pe bulevardul Roman Mușat, pe sensul de mers hotel. Vom coborî pe strada Bogdan Dragoș, Abator, bulevardul Republicii, strada Primăverii, strada Ion Nanu, strada Mihai Viteazu, strada Eternității, bulevardul Republicii, strada Ștefan cel Mare, Dobrogeanu Gherea, bulevardul Roman Mușat și din nou piața Roman Vodă la statuie. Doritorii care vor participa la acest eveniment trebuie să știe că trebuie să-și doteze bicicletele cu echipament pentru circulația pe timp de noapte pe drumurile publice și de asemenea trebuie să aibă vestă reflectorizantă și toate celelalte echipamente necesare pentru circulația în condiții de siguranță. Odată reîntoarsă, coloana de cicliști în fața statuii lui Roman Mușat se va trece la aprinderea pe trotuar a unor candele care vor contura simbolul Orei Pământului. După acest circuit ciclistic vom aprinde în fața statuii Roman Mușat candele care vor contura simboluri ale campaniei Orei Pământului. Romașcanii care doresc să se înscrie la turul ciclist vor lua legătura cu profesoara Irina Scurțanu de la compartimentul de mediu al instituției. Convoiul de cicliști va fi însoțit de antemergător de la poliția locală. Circulația va fi oprită pe străzile mai înguste.